Haideți să vorbim un pic despre alegerile astea. Un pic despre alegerile locale și europarlamentare. Nu mai repetăm ceea ce spunem amândoi, că nu s-a vorbit odată cu această comasare, ticăloasă de altfel. Da. Dar nu se vorbește nimic despre europarlamentare. Ce o să facă Tudose și și Bogdan în Parlamentul European? Mai ales când trăim o perioadă incredibilă pentru, pentru Europa. Alegerile locale, vă spun ceva? La București mai ales. Păi semnificativ pentru ce se întâmplă acum cu alegeri este neașteptata declarație a lui Nicușor Dan că principalul că Firea va câștiga. Mm. De ce? Strategia pesedistă nu era. Este strategia de a de a nu face găle. unu, de a nu cel puțin în cazul lui Gabifirea de a nu-i excita pe aia, da? Pe talibani. Da. Doi, Strategia este alta de a nu polariza politic. Cum a fost în 2020? Da, sau cum a fost în 1992, când a câștigat CDR-ul. Adică, în general, București au fost polarizat, da? Mm -hmm. Ori, în cazul de față, dacă ții, ei au un interit campanie E o campanie, ei cu Batista Pățambal, nu mai fără scandal, e, nu, fără. Dar, în general, PSD-ul și PNL-ul evită uh, ca să vină la vot numai mașinăriile, da? Uh -huh. Pentru că dacă, nu dacă campania este proastă, mediocră... Dar știi... cel mai bun exemplu este Ponta cu Iohannis, domnul la În ce sens? În sensul că a antagonizat ah, atât da, de tare da, și că s da, dus da. să-l voteze pe păi, Ioanis. Dacă făcea o campanie liniștită și așa mai departe, poate ar fi câștigat. Acolo fost Plus câștigat. că a fost și elementul cu diaspora că nu pot, pot vota în străinătate. Acolo, tot... mai acolo Victor Ponta, că știi mai bine, a căzut în toate capcanele. Absolut. Și mai e ceva, Am fost un vot negativ. Exact asta despre care de vorbim. Dar mai că dacă tu te duci joi, cu unde e Victor? Că să-i spune da? da? La la Antena 3, dar mai ții minte, joi. Mai era duminică, era la votul, da? da? Te duci joi și vine Marele Gâdea, care vrea, vezi, Doamne, să te ajute, tu te duci și las ca un gol, că acolo trebuie să fie. Păi în acel moment e enervat pe toți. Asta este acum mișcarea. El nu trebuie să mai, între cele două turi nu trebuie să apară. Pentru că între cele două tururi s-a îmbalat. Doi. Turule, da, dacă... s amplificat votul împotriva PSD-ului și al Dacă duminică seara, pe primul tur, vezi că și Bogdan, că eram acolo în emisiune, mai țineți minte. Hai, o, de, dă... uite că ies la DNA să ne dai Opa, Încă nu. Hai, mă. A, se pregătește. Pregă... Aoleu, ia Nu se pregătește, nu știu, acum să vedem. Bun. Deci, plasma mare, unde în spate Aici, nu? A, plas... ah, de aici. Uitați-vă. Uitați, Uita, aveți imagine de aici. Aici ah. a ieșit miliția ah. la... A, ah, și a venit și ăsta. Cine a ieșit? Venit? Ce Cine? Ceaușescu. Căușescu. 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 Da, păi da, da, de ce nu saltă nimeni? Păi, nu e nevoie de el. La... Ai nevoie să fie folosit, e adevărat. Bun, hai că până Marele Giac. hai că săraci ziariștii ăia stau de 12 ore acolo. Uh... ce faceți, domnul? Păi pun mă căutat cineva. <laughs> Păi suntem în emisiune aici, Se spun că sunt în emisiune. Păi dar nu spuneți după ce ieșiți din emisiune? Păi da, dar poate că cine știe. Cineva Cine -a căutat? -a doina. v-a căutat? Păi nu e Doina. A, Doina, da, pentru doamna Doina, da. dar însă nu știe că aveți emisiune? Nu, că ea nu se uită la televizor. Păi noi nu, nu la televizor. Ea se uită la CNN, la nu. ea e cu altă direcție. e cu altă direcție. Haideți să mai vorbim, că mai avem câteva minute. Păi nu cea mai importantă asta. Stai puțin, că vine Lasă imaginile acolo, Ana. Lasă imaginele păi să nu le nu e nimic că nu ies. Nu e nimic, dar să le vedem să dacă nu ies. pe corespondentă, iese sau nu iese. Alo. C -c că le spun jandarmii dacă Alo. ce E foarte important mai să prindem. Să nu, acum. o să dăm imagine și vedem Vrei când să, ies. Oricum se transmite. Vrei să prind dincolo la 33? Da, vreau să prindeți acolo, ca să aveți să spuneți acolo, să nu spuneți tot ce spuneți aici. Nu, nu. nu, 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 nu. Bun, hai să vorbim. Hai în jurnalul meu video, anunț. să vorbim, da. De să se uite la jurnalul meu să video. Să se, se uite la jurnalul video dacă și Dacă ies până țin la, eu. Și la canal 33, dacă ești până atunci, Păi așteptați. Un jurnalist așteaptă. Eu dacă vrea să comentez. Dați, Stați, vă, o, o puneți pe doina, vă faci o cafea și pe la 3 dimineața înregistrați. Dar știți că într-o noapte n-ați înregistrat? Ce s-a întâmplat atunci? Am înregistrat, nu există. Păi că... eu am văzut a doua zi, n-a fost dat. A, mi-a spart nu știu ce e mail -ul. Da, da, da. Nu, nu, vorbesc. Serios? Și n-ați mai putut să postați? Bă, dar și Un... mist... Dai da, dar știi ca mi stai pe că nu l-au spart, spart ca exercițiu. Că nu mi-au luat nimic. A, a, doar ca să vă arată că... Nu, ră, unii. Ia, zi. Pun întrebări, întreabă -mă. Păi bun, hai să vorbim un pic și despre alegeri. Cum lige... tot în taxime. Când Ce în vă taxi, taxi, Când se termină războiul. Când se termină războiul? Păi nu, și eu care nu, știu Hai, Stai, nu, nu eu care nu știu părerea... Părerea lor despre cum e, mm, da? Da. Uh -huh. mm, 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 până când zice el, când zice el, o să câștige rușii și opa! E Bine, un... Eu am fost la Caraca, la festivalul de teatru, să îl fac în fiecare an acolo, Marina Constantinescu, directoarea festivalului, mă rog, mă ocup de 15 ani, cu primăria Consiliului Județean. Și m-am întâlnit prieteni și prieteni, profesorii mei, prietenii mei. Și toți mă întrebau, și cum o să fie? Zic, ce să fie? Dar nu mă întrebau de război, mă întrebau la primărie, la primăria Capitalei. Ca e că de au... la Caracal? Poftim? Pe la da, bine. că bine. Bineînțeles, și va câștiga, nu are nicio legătură. Bine, da, ce... Nu, dar mă întrebau și la Capitală și Nicușor. Dar n-am să spun nimic, că ele știu mai bine. Da, adică nu e ce... Că te întreabă ca și să ce, spune? aș cu Nicușor. Ei mă întrebau ca să spună ei părerea lor. Adică asta e clasic, așa și aș cu dumneavoastră.